Sunt Claudia Ghițulescu și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Toamna ne arată cât de frumos e să lăsăm lucrurile să treacă. Vă spun bună dimineața, eu Mădălina Mitu, vă dau și astăzi întâlnire la o nouă ediție în care vom discuta despre emoțiile adolescenților pentru un an nou școlar. Cum să-și gestioneze fricile și cum să facă față cu brio schimbărilor, ne va sfătui doamna psiholog Ana Maria Mosor. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ana, ce faci tu acum la început de toamnă cu noul an școlar? Ieri au început toți copiii această nouă etapă din viața lor. Le-ai fost aproape, mă gândesc. Da. Cum s-a desfășurat ziua de ieri? Cu mari emoții. Da, cum ai spus și tu la început, cu mari emoții. Cred că cu mai multe emoții din partea părinților, cei care au început un an nou școlar, un nou ciclu, pentru copiii care merg pentru prima dată la grădiniță, apoi pentru cei care merg la gimnaziu și, în final, să nu uităm și de adolescenții care au început ieri clasa a noua. Așa este, cu mari emoții le dorim tuturor un an nou școlar ușor, cu note bune, cu evoluția aceasta, pentru că fără educație, n-ai, cum era aia, fără carte n-ai parte, n-ai carte n-ai parte, știi, ceva de genul. Și atunci sfatul meu din suflet și al tuturor este să se focuseze pe carte, chiar dacă mulți spun că dacă înveți carte, nu te ajută cu nimic în viață. Au această premiză, nu știu de unde, că oamenii de succes, business, oamenii de succes, cei în business, n-au nevoie de multă carte. De unde probabil premiza asta? Văd rezultatele și nu sunt foarte interesați de procesul acesta educațional oferit de informație. Se grăbesc așa să vadă mai mult ceea ce obținem la finalul unui parcurs școlar. Acum ai spus și tu că dacă nu ai carte, ai parte. Eu zic că ai parte, dar depinde de ce vrei tu să ai parte. Da, ceva tot ai parte în această viață. Acum depinde foarte mult de ceea ce tu îți dorești. Ai punctat foarte bine, într-adevăr așa este. Dacă înveți și ești un copil silitor, stai la birou. Dacă nu prea îți place cartea, s-ar putea să fii... Să ai parte de altceva, dar tot ai parte. Asta vreau să spun. Deci depinde de fiecare ce își dorește în viață. Până la urma urmei, mulți spuneau că eu nu vreau să mă fac nu știu ce doctor sau inginer, arhitect. Eu vreau să am un job de normal și atunci nu-mi trebuie foarte multă carte. Dar mă rog. Asta este exact cum ziceam, pentru fiecare categorie, că până la urmă avem nevoie și de celelalte domenii să le fie ocupate, cum s-ar spune. Să le fie lor bine. Da, așa este. Imediat vom discuta despre toate acestea, Ana, în doar câteva minute. Înainte de toate, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că am avut un weekend de excepție. Laurențiu deși aici un cadru pe mine, în care nu știu dacă de acolo mi se trage următoarea răceală, nu vreau să o atrag către mine, vreau să zic că n-am nimic, dar nu mă simt prea bine, nu sunt în apele mele, dar o să merg acasă, o să-mi fac un ceai, o baie fierbinte și atunci iese răceala, sper, din suflet. Și vă spuneam de weekend că a fost un weekend așa plin și am să vă arăt după momentul despre ce este vorba, căci vreau să punctez un aspect foarte important și anume să aveți dorințe nemai întâlnite, ciudate, dar frumoase. Spun asta pentru că atunci când veți îmbătrâni, vă veți aduce aminte cu nostalgie de toate lucrurile interesante făcute pe parcursul vieții. Dar mă repet, nu să nu vă facă cinste sau să vă faceți de rușine, ci pur și simplu să fie dorințe hazli, dorințe care să, nu știu, să zică, Doamne, ce am putut să fac în viața asta, cât de frumos a fost, n-au trecut ani degeaba. O să vedeți imediat într-un scurt video despre ce este vorba și am să vă povestesc ce trăznaie am făcut în weekend. Dar până atunci, dragii mei, vă dau o întâlnire acum la prognoza meteo. În momentul de față avem 13 grade în Râmnicu Vâlcea, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. Ascultăm prognoza meteo pe tot județul și revenim imediat.
Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării cerul va fi variabil spre senin, mai ales pe parcursul nopților, doar cu înnorări trecătoare după amiaza în zonele montane, unde vor fi posibile ploi de scurtă durată. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între 7 și 16 grade Celsius, masivul Cozia între 7 și 18 grade Celsius, Orezul între 13 și 26 de grade Celsius, Brezoi între 13 și 27 de grade Celsius, Voineasa între 13 și 24 de grade, Câineni între 14 și 29 de grade, Băile Govora între 13 și 27 de grade, Olănești între 12 și 25 de grade, Călimănești între 13 și 27 de grade, Drăgășani între 14 și 28 de grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 28 de grade Celsius. Suntem pregătiți pentru această ediție matinală în direct la matinalul Fii Antenă și toți elevii, toți copiii sunt pregătiți pentru noul an școlar. De asemenea, mai este pregătit și Laurențiu Popa de acolo, de la Butoane. Iar eu, Mădălina Mitu, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele transmise. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea să ne dați un comentariu, o distribuire și un like dacă sunteți amabili și amabile. Am văzut că deja primim din ce în ce mai multe mesaje și o să avem astăzi o temă de discuție foarte interesantă cu tematica specifică acestei perioade, și anume pentru noul an școlar, cum să-și gestioneze adolescenții emoțiile. Imediat despre toate acestea le vom discuta cu doamna psiholog Ana Maria Mosor. Mai avem o rubrică specifică matinalului și anume horoscop, după care, după horoscop, vreau să vă spun trăznaia mea din weekend, ce am făcut în weekend, și să vă dau așa un vibe bun și să vă explic de ce este bine uneori să ai și dorințe de genul acesta, mai ciudățele, mai trăznite, căci trăiești viața mai frumos, mai palpitant, dar în modul de a nu face lucruri exagerate sau lucruri care să nu vă facă cinste. Așa că acum ascultăm un horoscopul. În septembrie, pentru unele zodii, este recomandat un concediu relaxant. În doi sau chiar de unul singur, la un centru spa sau în călătorie prin orașele boeme ale Europei. Cred că aici face referire la mine, căci am nevoie de un concediu bine meritat. Sper să vină la un moment dat, căci am avut unul, dar nu prea a fost concediu. Așa că ascultăm horoscopul pentru fiecare zodie în parte și revenim imediat. Berbec. Pentru berbeci este excepțional această zi, chiar dacă nu sunt neapărat pe placul tuturor sau sunt un pic cam intempestivi, dar măcar sunt foarte onești și lucrurile se pot clarifica. Taur. Pentru Taur, ziua este aducătoare de adevăruri pe care le află de la alții și e bine să fie discreți deocamdată sau să decanteze cu răbdare lucrurile pe care le află. Gemeni. Pentru Gemeni, astăzi este o zi excelentă în plan social, pentru că își întâlnesc oamenii asemenea lor cu care pot comunica lucruri care inspiră. Rac. Pentru Rac, ziua este aducătoare de autoritate, își spun cuvântul și nu se lasă intimidați de șef sau de persoane care vor să se impună. Leu. Leii au discursuri morale astăzi sau pur și simplu fac propagandă credințelor și convingerilor lor, dar au și înțelepciune. Fecioară. Fecioarele au o zi foarte bună pentru a identifica ceva ce nu funcționează, unde greșesc și ce nu merge. Au puterea de a privi cu luciditate și cu curaj la propriile erori. Balanța. La balanțe, ziua este marcată de faptul că sunt foarte tranșante și nu lasă omul să nu spună ce are pe suflet, pentru că vor să se lămurească, mai ales în relațiile apropiate. Scorpion. Scorpionii la locul de muncă sunt vehemenți și apără un anumit sistem de valori sau un anumit stil de lucru și nu fac rabat de la asta. Săgetător. Pentru săgetător, ziua este aducătoare de farmec și pot fi foarte convingători, șarmanți, au un magnetism și pot face mici cuceriri. Capricorn. Pentru capricorni vorbim astăzi de puterea de a analiza mai ales problemele din casă și de a avea curaj să înfrunte lucrurile care nu funcționează și chiar de a se privi pe ei înșiși cu o analiză rece, cu luciditate și cu sobrietate. Vărsător. Pentru vărsători vorbim de o zi în care caută adevărul,
Nu țin partea nimănui și e bine că sunt echidistanți, dar se pot înflăcăra la anumite idei pe care le cuprind astăzi cu mintea. Pești. Pentru pești vorbim de multă atenție, luciditate și foarte mult pragmatism. Nu e specific lor neapărat, dar astăzi au acest pragmatism când e vorba de bani, de câștiguri și de onorarii și este foarte bine pentru că prin curaj își pot apăra drepturile financiare. Revenit în direct aici la matinalul Fiantenă, în care înainte de horoscop vă povesteam de o trăznaie ce am făcut în weekend. La un moment dat aveam o dorință foarte mare, de ceva timp, de câțiva ani buni, nu știu cum să vă explic, dar era o dorință a mea mai trăznită, mai ciudată, de a merge la o nuntă unde nu cunosc miriși sau pe nimeni. Să merg să mă îmbrac așa frumos și să mă așez la o masă, să mănânc, dar să mănânc decât foarte puțin dintr-o farfurie, să beau un pahar de ceva, să dansez o melodie, să fac o poză și să plec. Asta era dorința mea, nu știu cum să vă explic, dar în weekend de asta am avut parte și le mulțumesc din suflet mirilor la care am luat parte la această nuntă. A fost ceva senzațional pentru sufletul meu, căci v-am spus, întotdeauna mi-am dorit chestii ciudate, dar frumoase, pentru că m-am distrat copios de bine și de frumos, încât atunci când voi îmbătrâni, o să-mi aduc aminte cu mare nostalgie de această trăznaie. Am făcut și poze și filmulețe, doar că pe lângă faptul că nu era chiar așa, nu cunoșteam pe nimeni, cunoșteam solista, pe Reina Vox, ea mi-a îndeplinit dorința, m-a invitat să o salut, să o văd și cu această ocazie mi-am îndeplinit și eu această dorință nesăbuită, ciudată, trăznită. Așa că vreau să vă arăt cum a fost. Eu să fiu undercover, ce-i drept nu prea mi-a ieșit. Eu la un moment dat am crezut că este Reina Vox care mi-a dat dedicație, dar nu, cineva de acolo, de la acea nuntă, m-a recunoscut și la un moment dat chiar un băiat a pus ochii pe mine și i-a zis Reinei la ureche, cheamă pe Mădălina pe ringul de dans. Foarte frumos, le mulțumesc din suflet pentru această experiență minunată și mirilor le doresc casă de piatră, cine sunt ei. Nu știu asta, însă mă bucur din suflet că mi-am îndeplinit această dorință. N-am stat foarte mult, undeva la o jumătate de oră, o oră, dar a fost extraordinar. Așa că la matinal, Mădălina Mitu, a dumneavoastră moderatoare, este și serioasă, dar și trăznită în momentele joviale, cum îmi place mie să spun. Îmi place să trăiesc viața și, cum să zic, din toate punctele de vedere frumoase mă refer, să fiu și copil, să fiu și serioasă, să fiu și feminină, deci toate la un loc. Nu, măi, Ana, bună dimineața, bună dimineața din nou! Mă bucur tare mult că ești alături de mine și vreau, uite, în câteva cuvinte să-mi, nu știu,
să-mi spui despre ce am trăznea aceasta a mea, ce am făcut, să-mi descrii cum ți se pare această nebunia mea, această dorință. E o dorință nesăbuită, ascunsă. Da, dar spune-mi tu cum te-ai simțit. Extraordinar, am fost foarte fericită și am spus tot timpul că dacă îți dorești lucruri normale, parcă nu se aduce așa aminte cu nostalgie de ele când îmbătrânești. Însă dacă faci lucruri ieșite puțin din tipar, dar nu să-ți facă, cum am zis mai devreme, să nu să te faci de rușine. Bine, și asta e puțin ciudată, nu e tocmai normală, dar ca idee mi s-a părut extraordinar. N-am făcut pagube, n-am făcut nimic, am intrat, am dansat, m-am bucurat, am făcut un video și am plecat. Cam despre asta este vorba. Bun, astăzi discutăm un subiect, doamnelor și domnilor, pentru cei care ați deschis televizoarele puțin mai târziu. Cum gestionează adolescenții emoțiile acestea pentru noul an? Ana ne va lămuri cum să-i ajutăm pe copii să-și gestioneze relațiile la școală. Hai să începem așa, că până la urmă aceasta este prima etapă. Da. Ar fi de spus următoarele lucruri, pentru că, ca să mă raportez puțin la ceea ce s-a întâmplat ieri. Foarte multe persoane din jurul nostru și în social media au făcut următorul anunț: mult succes la școală. Da. Aș vrea să mă raportez puțin la acest succes. Uh-huh. Cum este văzut el de către cei trei factori importanți în acest mediu educațional: cadre didactice, părinți și nu în ultimul rând elevi. Pentru că fiecare intrăm sau am pășit ieri în prima zi de școală cu un succes diferit în minte. Așa este. Cadrele didactice și-au proiectat un anumit succes și un anumite obiective pentru anul acesta școlar. Părinții își definesc un alt tip de succes pentru copiii lor, iar când ajungem la copii și întrebăm ce este succesul sau ce-ți dorești tu pentru acest an școlar, în niciun caz vă garantez că 90% din copii nu spun să am succes. Okay. Atunci, hai să pornim de la ceea ce își doresc copiii în acest nou an școlar, iar experiența mea de 18 ani în jurul lor și printre ei îmi spun că puțini se gândesc la acest succes din ceea ce privește mediul academic, adică se gândesc să performeze, să ia note bune, dar majoritatea văd acest succes, bine, succes tradus în limbajul meu, însă ei se gândesc foarte mult la a avea relații bune la școală și a se înțelege cu cât mai mulți colegi. Okay. Ei vin la școală să își facă prieteni, să vorbească cu ei, să iasă împreună cu ei și, într-adevăr, o mare parte din aceste relații care se întâmplă în special la liceu, dar sunt relații de prietenie care durează și de la grădiniță sau din clasele mai mici, studiile spun că durează aproape toată viața. Sunt niște conexiuni foarte bine ancorate acolo între ei, în special între adolescenți, care țin, care durează. De aceea și se spun că liceul este frumos, este poate cea mai frumoasă parte a adolescenței sau a vieții acestea academice, în care relațiile acum primează. Acum văd de puțin sau le-aș recomanda părinților să fie foarte atenți în ceea ce privește proiecția lor despre liceu, despre ce înseamnă liceul, pentru că este acea perioadă a vieții lor de părinte în care ei ca și părinți contează mai puțin. Deci intrăm într-o etapă, încă din clasa a 7-a, 8-a sau în special din clasa a 9-a, în care părintele, dacă stăm așa puțin să ne gândim, este cam ultimul pe listă, care află ce se petrece în viața adolescentului, care află de multe ori ce se întâmplă la școală, adică este cumva marginalizat, iar locul acesta al părintelui este luat de către anturaj, de către prieteni. Este
o mare nebuloasă așa pentru părinte să înțeleagă, dar stai puțin cum, dintr-o dată eu care eram așa în jurul copilului meu, copilul m-a ascultat, reprezentam oarecum o autoritate, dintr-o dată îmi dau seama că nu mai pot să gestionez această relație cu copilul meu, că nu mai reprezintă autoritatea, că nu mă mai ascultă, ce se întâmplă, cum văd eu. Începem o proiecție a imaginii parentale care este puțin diferită de ceea ce cred copiii, cred adolescenții și să pornim cumva cu dreptul în această realitate în care noi trebuie să ne retragem puțin în spate și să concluzionăm că în această perioadă noi gravităm așa în jurul adolescentului, dar suntem undeva acolo simpli observatori și nu mai suntem în centru, iar locul nostru, între ghilimele locul nostru, este luat acum de prieteni. Prieteni care de multe ori am observat, chiar au apărut niște videouri în această perioadă cu începerea noului an școlar, care după clădiri fumează și se droghează. Este foarte periculos anturajul. Asta vreau să trag un semnal de alarmă ca și moderator, iar tu ca psiholog, da. Ana, căci cazurile s-au înmulțit, chiar și președintele țării, Klaus Iohannis, a făcut un anunț referitor la această cauză, consumul de droguri. Da, de ce ajung să consume, Ana? Că prevenția se face, se va face, dar da, poate că nu atât de... poate că de multe ori este nevoie și de o intervenție. Asta zic. Adică pe lângă prevenție să facem și o intervenție și aici sunt foarte importanți mult mai mulți factori decât ceea ce ține de mediul școlar, însă să știi că are legătură ceea ce mi-ai spus tu cu aceste emoții ale copiilor și cum își gestionează ei emoțiile, pentru că există aceste comportamente compensatoare, jocurile de noroc, toate care fac parte din aceste adicții, consumul de substanțe interzise, alcoolul, fumatul, care să recunoaștem, sunt la fel de periculoase ca și consumul de droguri și care se întâmplă de la vârste fragede. Adică un adolescent sau un preadolescent care fumează de la vârsta de 12-13 ani este predispus mai mult riscului de a consuma substanțe interzise, pentru că el are deja o adicție. Având o adicție aceasta de substanțe interzise, tutun, uneori poate la petreceri consumă alcool, a intrat în această tulburare de adicție și este predispus din nou la un alt fenomen care se întâmplă printre adolescenți și anume jocurile de noroc. Da, deci tot face parte din aceste aceste comportamente fac parte din cele compensatorii care au mare parte legătură cu gestionarea emoțiilor. Ce facem atunci când ne simțim triști, atunci când ne simțim furioși, când ne simțim dezamăgiți? Găsim o refulare. Avem senzația că dacă ne ducem către o altă acțiune, către un alt comportament, ne simțim bine într-adevăr atunci pe moment, dar nu am rezolvat cauza. Iar faptul, consumul acesta adictiv apare pentru că emoția apare, da? Apare din nou furia, frustrarea, tristețea, dezamăgirea, fiecare copil, adolescent, ceea ce simte și dacă și gândește așa, dacă în trecut eu m-am simțit bine cu prietenii mei la petrecere, am uitat cine sunt, am uitat de ceea ce eu am simțit, mă întorc acasă probabil unde am ceva dificultăți în mediul familiar și neînțelegeri cu familia, ce am făcut data trecută, ce mi-a adus mie plăcere, așa între ghilimele, în momentele acelea, păi mă întorc. Studiile din psihologie spun foarte clar că te întorci la acele comportamente care ție îți aduc plăcere. Da. Da? Creierul se întoarce, adică sunt acei hormoni ai plăcerii pe care tu i-ai cunoscut, ți-au făcut bine și te întorci la ei. De aceea este dificil să ieși dintr-un
dintr-o adicție fără ajutor specializat, pentru că tu trebuie să înțelegi care este mecanismul din spatele adicției, iar alături de tine să înțeleagă și persoanele cu care tu interacționezi, părinții în special, să-ți monitorizeze aceste comportamente. De ce am spus că au legătură cu titlul emisiunii noastre? Pentru că cred că, acum să mă leg puțin de la începutul emisiunii, succesul vine tocmai din aceste relații de a ști, în primul rând, cum să-mi gestionez ceea ce eu simt. Și aici m-aș referi, pentru că la școală este foarte o mare parte din timpul zilei copiii și o petrec la grădiniță sau la școală, apoi mai sunt câteva ore în care stau cu prietenii sau se duc la activitățile acestea extrașcolare, dar școala înseamnă de fapt educație. De aceea mergem la școală, pe lângă învățarea aceasta academică și acumularea de informații științifice. Școala înseamnă de fapt relații. Relații între elevi, relații între elevi și profesor, relații între profesor-profesor. Suntem așa într-o școală a relațiilor și ne întoarcem acasă, în mica noastră comunitate, în mediu familiar, unde și acolo avem relații. Până la urmă, copilul trebuie să învețe să gestioneze o mare parte din zi aceste relații. Și la școală facem lucrul acesta. Învățăm să gestionăm relații. Acum o să mă întreb de ce apar conflictele sau uite cum gestionăm furia sau cum gestionăm frica. Și chestia aceasta pentru ei în hormonal sunt schimbări foarte mari în organism și automat aceste schimbări hormonale la nivelul corpului automat influențează foarte mult și mintea și de aici probabil și toate aceste reflări cu privire la certuri, scandaluri, anturaje, nu își înțeleg părinții când le explic anumite lucruri, nu? Da, cum am mai spus și în alte emisiuni, sunt comportamente specifice vârstei lor cronologice, fiecare vârstă sau etapă din vârsta unui copil au anumite comportamente pe care noi la școală încercăm să le transmitem așa părinților, să le cunoască ceea ce este normal să facă copilul la această vârstă și ceea ce sau să înțeleagă mai mult atitudinea, de ce copilul meu se poartă așa. Acum să mă leg puțin de aceste furii sau pentru că este o diferență foarte mare între furie și frică sau cum își gestionează copiii furia atunci când sunt mici, nu au control asupra ei, nici nu știu tehnici de management, nu putem să-i spunem asta este tehnica lui, plânge. Da, de management înseamnă de control, aceasta este o tehnică de, așa între ghilimele, o tehnică de manifestare, noi în psihologie spunem de multe ori puterea apei. Ok. Tu obții ceea ce vrei, dar este un comportament, acesta este un comportament învățat, pentru că atunci când se naște copilul plânge, el primește hrană, este îngrijit și mai târziu spune, mă, dacă eu am plâns și mama, tata a venit lângă mine, mi-au dat ceea ce am avut nevoie, primul instinct este să plâng, apoi acest plâns vine și datorită unui hormon al stresului care se numește cortizol, deci el apare de foarte multe ori, este primul comportament care apare atunci când suntem furios sau când suntem trist sau când ne este frică acest plâns. Părinții trebuie să înțeleagă lucrul acesta și să fie aproape și într-o criză de furie. Acum este diferită furia la copii mai mici sau la preadolescenți față de adolescenți, însă în cazul adolescenților, cum ai spus și tu, mai vine la pachet cu aceste schimbări hormonale în care de cele mai multe ori adolescentul, oricât de mult ar încerca el să stăpânească furia, nu poate, tocmai din cauza acestor manifestări hormonale. Însă, dacă ne legăm și folosim ca și scuză schimbările hormonale și nu pot, de exemplu la școală, în relațiile acestea conflictuale, eu nu am vrut să te lovesc pe tine, dar n-am putut să mă stăpânesc,
Da. Da? Știi? Hai să vedem. N-am pune tot, pentru că altfel îți dai seama, nu toți adolescenții sunt furioși sau ajung să-și manifeste furia în asemenea măsură, dar modul în care ne manifestăm aceste emoții sunt învățat. Da? Deci dacă în trecut pe mine m-a ajutat furia mea în relații, m-a ajutat să fiu dominator, m-a ajutat să fiu autoritar în fața celorlalți, am bătut cu pumnul în masă, am folosit un ton mai ridicat, am arătat eu așa cine este șeful, ce am învățat de aici? Furia pe mine ca și adolescent mă ajută să mă impun în relațiile cu ceilalți, deci am să o folosesc și de aici înainte. Și atunci îți dai seama că este puțin mai dificil să controleze astfel de comportamente când el 17 ani, probabil a fost, sau 16, a fost învățat să-și folosească furia utilă din punctul lui de vedere. Pe mine furia m-a ajutat în viață, pentru că dacă nu eram furios și nu mă impuneam la școală, probabil luam și eu bătaie și atunci a trebuit să-mi folosesc furia, care eu în momentul acela mi-am dovedit a fi utilă, o voi folosi și în viața de, și în viața de adult. Aici intervenim noi. Noi specialiști din școli care gestionăm și încercăm să gestionăm aceste, aceste relații, discutând atât cu elevul cât și cu părintele, dar până la urmă școala este un factor educațional, iar în mediul social mai sunt și alți factori care determină, adică elevul trăiește într-o comunitate. Ceea ce se întâmplă în jurul lui își pune amprenta. El de acolo învață. Și de la școală, și din familie, și de pe stradă. Pentru că este un adult sau va fi un adult care va învăța să se descurce. Școala are acest rol educativ de a-i arăta elevului cum să se descurce în viață într-o modalitate utilă. Dar, până la urmă, elevul alege. Cu toate informațiile pe care le primește de la părinte, de la cadrul didactic, de la alți factori sau de la alte instituții cu care școala colaborează, factorul decizional este, de fapt, subiectul în sine. Da? Iar noi nu suntem acolo, cum ai spus și tu, să facem această prevenție, să facem această informare. Uite, vin, îți prezint, sunt alături de tine, dar gândirea este a ta. Problema este că o parte din acești adolescenți sunt cu mintea în altă parte și nici de cum la discuțiile pe care voi le abordați sau părinții încearcă să-i învețe. Și atunci să le captezi cumva atenția mai mult decât cu o simplă discuție, cred că sunt și acele jocuri pe care tu le mai faci din când în când, am văzut, de fapt nu din când în când, mai tot timpul, și automat, din punctul meu de vedere, atenția lor este oarecum obligată să fie către, forțată către voi și să fie atenți la ceea ce discutați voi și automat, vrând nevrând, învață ceva. Uite, hai să spun ceva despre adolescenți. Adolescenții fug de autoritate. Okay. Evită autoritate. Ca și unii adulți. Adolescenții nu învață de la autoritate. Okay. Da? Când sunt mai mici, dacă duci în clasă un doctor stomatolog și le spui, uite așa, trebuie să te speli pe dinți, când sunt mai mici, îi mai captezi. În schimb, când sunt adolescenți, când sunt mai mari, fug de această autoritate și atunci autoritatea o reprezintă cadrul didactic, o reprezintă un alt, poate părintele, da, reprezintă această autoritate și dacă eu mă duc și spun, uite, este recomandabil să faci așa, sau este recomandat să faci așa, ai grijă ce spui, se dă puțin la o parte și zice, oh, no way, în niciun caz nu o să fac cum spui tu, o să-ți arăt că eu știu mai bine, că eu pot să fac mai bine lucrurile că decât tu ești mine, de modă veche. Dacă tu ești de modă veche. Ei, atunci alegem să facem altceva. Adolescentul în această perioadă ascultă de colegi, ascultă de prieteni. În consiliere noi o numim peer counseling, adică consilierea de la
alături de ceilalți. Și lucrul acesta merge foarte bine în grupuri. De aceea o să te întreb, sunt grupurile acelea de suport sau și clasa reprezintă un grup? Pentru că tu acolo în clasă ești alături de colegii tăi, păi ei nu-i vezi ca pe o autoritate, autoritatea în clasă este cadrul didactic. În schimb, când faci acele debate-uri, când discuți o temă care ție ți se pare interesantă și auzi informații de la ceilalți, altcumva gestionezi aceste relații și altcumva percepi aceste informații de la ceilalți. Sunteți toți împreună, ați văzut, adolescenții stau grupați. Corect. Stau așa, ciorchine. În momentul când stau grupați, ei discută. Da? Fac schimb de opinii, da. Fac schimb de informații. Deci în această perioadă, de aceea ei se duc și refulează aceste emoții lângă ceilalți și spun: mie mi-a fost frică astăzi sau eu am fost furioasă astăzi. Discută mai puțin cu părinții acasă, cât mai mult lucrul acesta se întâmplă în relațiile de prietenie sau în grupul social din clasă. În concluzie, Ana, pentru că ne apropiem de final, ce sfat ai pentru părinți, profesori și mai ales copii, adolescenți? Nu am niciun sfat. Nu vreau în această dimineață să reprezint autoritatea. Eu de foarte puține ori dau sfatul și folosesc această expresie, este recomand. Până la urmă, alegerea îți aparține ție. Însă să nu uităm că și ieri m-am dus prin clase și le-am transmis părinților aceste gânduri ale mele de început de an școlar, și anume ca fiecare copil în primul rând la școală să aibă grija lui, să facă așa o introspecție, să se gândească cum pleacă de acasă, cum îi este lui bine, și în al doilea rând să fie atent la colegul lui. Să fie atent dacă cineva nu a venit la clasă în ziua respectivă sau dacă cineva intră în clasă trist, supărat, deprimat o zi, două, trei, să nu fim indiferenți. Pentru că este foarte important această nevoie de semnificație, să știm că contăm pentru cineva, că suntem importanți, iar poate că o vorbă bună sau o atenție spusă de la un coleg este foarte important în ziua respectivă, să ne simțim util pentru noi, dar să fim util și pentru cei din jurul nostru. Îmi place să folosesc acest cuvânt de a mă simți util. Cum pot eu astăzi să-ți fiu ție de folos sau de ajutor? Foarte frumos, într-adevăr. Să fim atenți la nevoile celorlalți. O remarcă foarte interesantă, și anume că în momentul în care te poziționezi pe partea aceea de a fi agresiv, de a certa, certăreți, da? Nu mai te ascultă nici adultul, copii, da, băi, copii? Copilul învață din critică. Acum gândește-te puțin. Noi, adulții, avem tendința prima dată să criticăm, să spunem ce nu ai făcut bine, astfel încât copilul să-și dea seama ceea ce a greșit și să-și îndrepte acel comportament. Dar dacă eu spun copilului, n-ai făcut bine asta, nici asta, nici asta, el o să zică, ok, deci nu sunt bună de nimic și tu te aștept de la mine să fiu super performant. Dar dacă tu îmi spui că n-am făcut bine, eu... Deci aș mai face ceva sau... E ca și cum aș spune, nu faci bine, dar mă aștept, dar eu vreau de la tine să fii ok. Haideți să începem cu partea aceasta, ceea ce ai făcut tu bine, da? Uite, mai ai, poate că nota ta este de 9, mă așteptam eu ca părinte sau ca și cadru didactic să iei 10, știu că tu ai potențial de 10 și atunci îi spun, da, dar tu ai luat doar un 9. Ok, hai să spunem invers, care este diferența între 9 și 10? Este doar un punct. Ce ți-a lipsit ție astăzi? Ce informație ți-a lipsit ție? Cum pot eu să te ajut să îți întregești această informație astfel încât tu să acumulezi punctul ăla? Tu ești bun de 9. Îți dorești să ajungi la 10. Ce ți-a lipsit ție astăzi? Cum pot eu să te ajut să depășești acest deficit de un punct? Tu însă ești bun de 9. Foarte frumoasă această explicație, Ana, chiar m-am făcut piele de găină și vreau să fac o precizare că ce am ajuns la final. Cred că acest sfat este de folos și pentru adulți, atunci când ne raportăm la parteneri sau la familie, să nu mai fim agresivi și să fim toleranți și să înțelegem de partea opusă cum ar trebui să vorbim ca să nu reacționeze și partenerul într-o formă agresivă. Deci dacă tu ești agresiv,
O să închei așa cu o mică glumiță. Este foarte important să avem relații pe orizontală, da, și nu pe verticală. Adică să ne raportăm la ceilalți așa în egalitate. Suntem toți acolo către un obiectiv și atunci avem relații așa pe orizontală. Eu nu mă raportez la tine din această poziție de superioritate, adică pe verticală eu sunt nu acolo sus și tu sus. Și tu da, sus, deci da. Cel mai bine funcționează relația pe orizontală. Mulțumesc din suflet, Ana Maria Mosoru, un subiect extraordinar ca sfaturi chiar și pentru adulți, aș putea spune, în această privință, dar mai cu seamă pentru toți adolescenții. Îți mulțumesc din suflet și te mai așteptăm în viitorul apropiat cu noi subiecte la fel de interesante, Ana. Pentru cei care sunt interesați, unde te pot contacta, unde te pot găsi? Pe pagina mea de social media, Psiholog Mosoru Ana Maria, sunt datele de contact. Îți mulțumesc din suflet. De asemenea, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost astăzi alături. Pe repede înainte, salut pe Dănuț Costin, Maria Mitu, Claudiu Sândulescu, Lucian Constantin Cărămidă, Terezia Maria Banac, Daniel Țârlea, Maria Ileana, doamna Mariana Măcarin și mulți cei care ne mai priviți din fața amicilor ecrane, adică de pe televizoare și nu aveți Facebook. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o zi cu sănătate, căci am și eu nevoie în acest moment, gata, mă simt că mă iau o răceală, dar sper să fac față cu brio și mâine dimineață. Cu începere de la 7:15, ne va călca pragul matinalului un artist, un solist de aici din Vâlcea, mai cu seamă din partea aceea spre Horezu Vaideni, așa că l-așteptăm cu mare drag pe Marian și sper să dorm bine la noapte. Vă pup și vă îmbrățișez, iar Ana, îți mulțumesc încă o dată pentru acest subiect. Toate cele bune! O zi bună!